Dani și Diana s-au logodit, după cum știam încă de ieri sau chiar din weekend, pentru că se auzise niște zvonuri. Iată că acum am văzut și cererea în căsătorie, s-a întâmplat la mare, unde Diana spune că se aștepta la un moment dat să fie cerută, dar se aștepta acolo la malul mării, unde era baldachinul respectiv și a văzut că nu se întâmplă, nu cred că a mai avut speranțele cu care plecase de acasă. Asta e bine, pentru că ar trebui să fie cumva neașteptat, să fie o surpriză, să fie luată prin surprindere și a fost foarte frumos momentul, peisajul de vis. Dani era foarte emoționat, se vedea atunci când făcea acea declarație și Înainte să îi adreseze întrebarea după glas, s-a observat că a avut mare emoții, a și spus că și a făcut textul în minte, dar când a ajuns acolo a uitat tot. A intrat în direct și mama Daianei pentru a i felicita. Le urăm și noi să fie fericiți, să fie într-un ceas bun și să aibă parte de momente frumoase în viață.